Procurorii îl vor în continuare pe Marțian după gratii. Aceștia au contestat decizia instanței de la judecătoria Deva de a-l lăsa în libertate pe omul de afaceri. Magistrații Tribunalului Hunedoara trebuie să se pronunțe. Milionarul Adrian Marțian a anunțat că își va menține declarația, aceea că mama minorilor este în spatele răpirii. Cum comentați, domnule Marțian, că vă aflați în arest? E un abuz. Ați cerut bani pentru a vă recupera copiii? Da. Sâmbătă a fost un dute vino la judecătoria Deva. Adrian Marțian a ajuns la judecătorie, apoi a fost luat de poliție și readus la instanță. L-au dus înapoi. De ce? Pentru că a fost o greșeală din partea poliției, l-au extras de la instanța de judecată, spunând că un coleg trebuia să-l audieze în celălalt dosar. Deci l-au dus înapoi la tribunal. Da. Apărătorii omului de afaceri spun că situația stă diferit față de cum a fost prezentată de oamenii legii. Nu vă lăsați influențați de concepte care sunt preluate eronat. Veți vedea dacă cu adevărat domnul Marțian a fost implicat sau nu, sau a reacționat ca un părinte să-și ocrotească copiii. Încă nu știți cine a dat copiii, nu credeți așa ușor că domnul Marțian a revizat totul. Există recompensă. Au oferit o recompensă, da. O să aflați toate aceste detalii. De mii de euro. Nu doresc eu să fac aprecieri pe starea de fapt. Rolul meu este să fac în sala de judecată aprecieri. Intenționăm să se afle adevărul. Este o durere că, într-adevăr, copiii au parte de neînțelegere ale părinților. Este o durere reală aceea că ambii părinți își doresc copiii, dar de aici până la fapte atât de grave, cum sunt cele de care este acuzat domnul Marțian, e o diferență foarte mare. Veți înțelege mai multe după ce veți avea acces la mai multe informații. Avocații confirmă spusele lui Adrian Marțian că acesta a venit de bunăvoie în România. Ei susțin că nu a existat niciun mandat sau procedură care să-l oblige pe tată să vină în țară. Da, asta este viața. Pentru copii mă sunt și arestat. Care problemă? Dacă pentru copii mei sunt arestat, sunt cea mai fericitate. Da, cum ați petrecut cele 24 de ore? Cum a fost în arest? Din Serbia, cu ce mașină ați venit? Cu a poliției sau...? Nu, cu mașina mea am venit din Serbia. Deci nu v-au adus autoritățile, am venit de bunăvoie? Am venit de bunăvoie, doamnă. Autoritățile sârbe mi-au spus că pot să rămân în Serbia fără probleme, nu am făcut nicio infracțiune, pot să stau liniștit în Serbia. Deci, și am venit pentru copii, da. Avocații angajați de tatăl copiilor au susținut sâmbătă că toate probele aduse de poliție sunt nule. Pentru a fi legal o probă, trebuie administrată în condițiile legii. Așa zice Constituția, că poți să arestezi o persoană în condițiile prevăzute de lege. Ori pentru fapte săvârșite în afara teritoriului țării, și e dovedit că domnul Marțian în toată perioada așa zis infracțională era în afara teritoriului țării, în diferite state, trebuia să avem astăzi autorizarea Procurorului General al Parchetului Curții de Apel. Altfel, tot ce este aici este o mascaradă, este lovit de nulitate absolută. Secția penală a judecătoriei Deva a respins sâmbătă seara ca neîntemeiată propunerea procurorilor de arestare preventivă a lui Adrian Marțian. Marțian, sunteți în continuare un om liber? Eu știu să rămână. Ați sunat avocat, spunea că au existat intervenții de la nivel înalt. Da, a sunat domnul Predoiu, a sunat doamna Ententero. Ați auzit ce? Am auzit în sală, da? Nu, eu n-am auzit. Cine v-a spus că a sunat domnul Predoiu și doamna ministrul Intotero? Deci a sunat domnul Predoiu să vă aresteze? 300%, așa a spus, în sală. Reamintim că cei trei copii minori de azi dispărut săptămâna trecută au fost găsiți în Serbia la 4 zile după ce fuseseră de azi dispăruți și au rămas în grija statului într-un centru de ocrotire din subordinea DGASPC Hunedoara. Rămâne ca anchetatorii să lămurească situația, să afle cine a răpit copiii și cum au fost aceștia scoși din țară.